Abalanșe de dosare penale după festivalurile Antold și Electric Castle polițiștii au pus mâna pe numai puțin de 300 de persoane care la concerte s-au delectat cu droguri, doar așa cât se simtă mai bine cu câte un fum, dar vara asta a dus și un caz greu de trafic internațional de droguri. Acum, cu ocazia Antoldului, foarte mulți au comandat droguri în străinătate, care au venit cu poșta română sau cu uh, curier privat, au comandat pe, pe Darknet și vânzătorul este anonim și cumpărătorul este anonim. Prin urmare, au loc o înțelegere la de droguri nu știe cui, tu cumperi droguri nu știi de la cine. Am făcut o livrare supravegheată, adică noi am știut că se comandă sau au comandat drogurile și le-am lăsat să vină în țară să vedem la cine se duc. De 500 de pastele de ecstasy, valoare pe piață merge până la jumate de miliarde lei vechi. Persoana a fost prinsă, reținută, era acasă, s-a descoperit și cannabis, în momentul de față este în arest. Pe lângă cei implicați în traficul cu droguri există și simpli consumatori, cei care scapă basma curată pentru că legislația le permite. Cum? Simplu. Când consumul e mic, nimeni nu este pedepsit. Judecătorul Cristi Danileț susține că sistemul este absolut ineficient. Polițiști de la Serviciul de Luptă împotriva Crimei Organizate, procurori DICOT și judecători lucrează în zadar, consumă timp, energie și banii sistemului degeaba. Un an de zile, atât durează șirul de formalități care nu duc nicăieri. Procurorul este obligat să deschidă dosar penal, să te cheme, să te audieze, să vă expertizeze monetizeze acel joint cui sau cum îi mai spun puștii la, 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 în special la cannabis, să constate că este o substanță interzisă, după care constatăm procurorul că este vorba de o cantitate extrem de mică de drog, să închidă dosarul, renunțând la urmărirea penală, dar să anunțe judecătorul care judecător trebuie să confirme. Toate astea în condițiile în care există deficit de personal în mai toate instituțiile implicate în acest proces. Chipuiți-vă doar pe Cluj, sunt 8, procurori, par, polițiști la BCCO și cred că 6 procurori la DICOT care trebuie să acopere întreg județul. Adică ăștia, oamenii ăștia de care v-am pornit eu să lucreze la cele două festivaluri, adică la sute de dosare, și în plus de asta mai avem cazurile obișnuite de trafic de droguri, trafic de persoane din cursul anului. În concluzie, judecătorul Cristi Danileț susține că ar fi nevoie de reevaluarea legislației. Mai exact, el spune că ar trebui să luăm exemplul altor state și să permitem cetățenilor de o anumită vârstă să consume droguri ușoare în cantități stabilite clar, cu atât mai mult cu cât nici acum în România consumul de cannabis, de exemplu, nu duce la condamnarea persoanei.